colorate. Așa, da, ar fi frumos ca anul ăsta să respectăm tradiția. E adevărat, sunt atât de multe variante de făcut ouă. Fluturaș de aplicat pe ele, apțipilduri, ouă încondeiate. Ouă încondeiate, alea sunt ouă minunate. Pictate, da. Fel de fel. Dar tradițional ouăle sunt de culoare roșie. Da. În Bucovina sunt ouă încondeiate extraordinar de frumoase, doar că acelea nu se mănâncă. Da, sunt păstrate pentru decor. Sunt păstrate o secundă. Eu când eram mică, doar pentru decor. Ouă care nu mi se spărgea de Paște și păstram așa mult timp. Da, trebuie păstrat. Și mai este o tradiție dimineața din duminica Paștelui. După ce ai fost la biserică, da, pui într-un ibric, într-un vas cu apă, un ou de Paști, un ou roșu, un bănuț și dai copiilor să se spele pe față, da, nu, ca să fie roșii în obraj. Uite ce frumos a ieșit și uite, după cum vedeți, nu se ia da, culoarea, uite. Absolut deloc, nu există nimic pe mână. Deci foarte simplu, domnule. Deși aici, după ce s-a uscat, nu se ia absolut deloc. Deci e bună vopsea noastră. Deci voi recomandați vopseluri naturale, nu din astea artificiale și dacă se poate, ar fi indicat toate coșuri cu ouă să conțină doar ouă roșii, nu ouă colorate, nu ouă sidefate. Eu am anul ăsta indicații de la fimea, deci e mult să-i să fac numai roșii. Da, fimiu de 4 ani doar mă întreabă, zice, mami, tu știi cum îl cheamă pe băiatul lui Doamne, Doamne? Zic, nu, dar spune-mi tu, Hristos a înviat. Ce frumos, ce drăguț. Da. Păi hai să vedem ce mai face prăjitura Denisei Biță. Auzi, eu nu le înțeleg pe unele gospodine, după ce că totuși faci atâtea lucruri pentru Paște, gătești cozonac, miel, drob, adică lucruri din astea, cum să zic, laborioase. Ne mai apucăm și de o prăjitură complicată? Eu să știi că fac numai prăjituri complicate acasă. Da? Da. Să-mi dai și mie rețetele. Îți dau o rețetă de tort cu căpșuni, care durează cam o zi să o faci. Adică trebuie să, nu durează mult procesul în sine, că trebuie să se răcească. Peste vreo 2 ore iar mai pui gelatină, fructe. E un tort extraordinar de bun. Dacă mă chemați, când vin căpșunile, când apar căpșunile, vi-l recomand. E extraordinar de bun. Am fost la o emisiune de cooking cu el și prezentatorul nu m-a crezut că eu l-am făcut. Atât de bine arăta. Felicitări! În mod special în Bucovina, în Maramureș, sunt locuri încărcate de tradiție și se fac niște obiceiuri extraordinar de frumoase. De exemplu, de Paște îmbraci nou, adică cu tot ce, de la încălțăminte, la lingerie intimă, cu hăinuțe, și așa te duci să iei Totul trebuie să fie nou. Totul trebuie să fie nou, da, neapărat în ziua de Paște. Cred că și tu, Adriana, pe tine părinții tăi te noiau, cum se spune, atunci când venea Paștele. Îți cumpărau un rând de hăinuțe. Da, așa e, pentru copii mai ales, e bine să aveți lucruri noi. Da. Să îmbrăcați cu ceva nou în ziua de Paște. Fior necunoscut, neicuță mai scos din fire, ne-am aprins dintr-o privire. Când tu mâna mi-ai atins, mii de fior ne-au cuprins și plutesc într-un vis, mă topesc de dor nestins. Ești dragostea vieții mele, ca așa a fost scris în stele. Să te port în inimioară, să fii dulcea mea comoară. Te iubesc cum n-am iubit, te doresc cum n-am dorit. Mă dorești cum nu credeam, mă iubești cum doar visam. Păi, stelele în
palma ta. Când dăruiești dragostea, ne alintăm ca doi copii, ne răsfățăm zi de zi. Noi doi ne-am îndrăgostit și iubirea ne-am găsit. Fericită că iubesc și sunt iubită.